Cartea din cel mai mic multiplu și cea mai mare diviză. Bună ziua și bine v-am găsit la proful online cu exerciții de matematică. Algebra. Și să scriem relația dintre cel mai mic, cel mai mare divizor și cel mai mic multiplu. Dar eu să zic că la nu știu. Nu, nu vreau, stai, nu vreau. Așa, deci ce trebuie să... Relația dintre cel mai mic multiplu și cel mai mare divizor. Cel mai mic multiplu, cel mai mic număr care se împarte, să se împartă la cele două. Există o relație. Cel mai mic multiplu comun este... Relație. Este o relație între cel mai mic multiplu și cel mai mare divizor. Este o relație. Asta vreau să văd dacă o știi. Deci date fiind două numere A și B. A și B. Imediat, David. Din numele A. Atunci, multiplul lor, cel mai mare multiplu comun, ori cel mai mic multiplu comun, ori cel mai înmulțit cu cel mai mare divizor comun, egal cu A ori B. Egal cu numerele înmulțite. Asta e relația tare care trebuie să o știi. Da, deci nu în mecanic, te putem da seama repede. Când am avut și pe nu și acolo vreau să te uiți un pic la relație. Da, vreau să vezi relația cum e scrisă ca și formă. Cel mai mic multiplu comun, ori cel mai mare divizor comun, fac cele două numere înmulțite. Scriu mare și subliniază. Da. Dar ea înseamnă așa. Hai să luăm un exemplu. Să zicem A egal cu 6, ca să nu pierd prea mult timp, și B egal cu 8. Care ar fi multiplu comun al lui 6 și al lui 8? 8 îl putem scrie ca 2 la 3 și pe 6 îl putem scrie ca 2 ori 3. 2 ori 3 și 2 la 3. Da, și cel mai mic multiplu comun este 2 la 3 ori 3, adică 8 ori 3, 24. Deci 2 la 3 ori 3, 8 ori 3, 24. Ori 2. Și cel mai mare divizor comun este 2. Al lor este 2. Deci 24 și 2. 24 cu 2 este ca 48. Așadar, iată proba. 2 ori 24 egal cu 48. Egal cu 6 ori 8. Da. Și egal cu 48. Deci am arătat așa, prin exemplu, că divizorul, cel mai mare divizor, înmulțit cu cel mai mic multiplu, îmi dă, obțin cele două numere. Care este secretul? Ia să fiți atenți. La cel mai mic multiplu comun, luăm pe cei care, dintre cei comuni, pe cei puterea cea mai mare, 2 la 3 și 3, iar la divizorul comun, cel mai mare divizor comun, îl luăm pe cine? Pe cel cu puterea cea mai mică, numai dintre cei comuni, pe cel mai puterea cea mai mică. Deci, mai înainte am luat pe 2 la 3 ori 3, la multiplu, 2 la 3 ori 3, iar la divizor doar pe 2. Și în total noi am luat pe toți? Ba da. De ce face orbe? Deci când le mulțim multiplu cu divizorul, fac cele două numere A ori B. Problema 3, la bania 3 și 6, bălăucă. Deci, bălăucă. 3, de la 3 și 6. Scrieți câte 3 perechi de numere naturale care au cel mai mic multiplu comun egal cu 3 perechi de numere naturale care au cel mai mic multiplu comun egal cu A, 12. A, deci cel mai mic multiplu comun egal cu 3 numere A, B, C să fie egal cu cât cu acelor 3 numere. 12. Pătrate? Nu. Nu am cum să spun, voi scrieți și multiplul la 3? Nu. Nu scrie multiplul la 3, multiplul la 2. Așa scrieți când e vorba la 3. Așa. 3 sau mai multe. Sau mai multe. Pentru 3 sau mai multe scrie în felul ăsta. Da? Deci scrieți cel mai mic câte 3 perechi de numere naturale. Deci să dăm un exemplu, nu așa? Da. De 3 numere naturale care au ca multiplu comun pe 12. Așa mă înțeles eu. 3 perechi de numere naturale. Adică o pereche și apoi să mai găsim una și apoi încă una. 3 perechi de ABC. Scrieți câte 3 perechi de numere naturale, domn profesor. 3 perechi, nu așa. Nu numai ABC egal cu 12. Adică AB egal cu 12. Nu.
Asta e o pereche, nu asta e altă pereche? Nu, ABC. Nu, ABC să fie despre, apoi să fie cea mai multe, să fie despre cea mai multe, să fie despre ce. Apoi să fie o pereche de ABC. Da? Da, da, da. De atunci. Prima. Zic toate trei. Perechi, eu așa. Scrieți câte trei perechi de numere naturale. Trei numere naturale. Trei perechi. Trei perechi de numere. Să vedeți, să citim cu atenție. Da. Trei perechi de numere naturale care au cel mai egal cu 12. Altă dată 24. Trei perechi, cred că așa se zice. A, B, o dată. Exact, o perechi. Așa e și nu. Așa. Asta e normal să fie. Apoi A, C. De și de ce? Și acum, de data să le puneți în paranteze pătrate, Davide a avut dreptate, nu? Mă vedeți, cel mai mic... Pătate, când paranteze roșie, cel mai... Cel mai mic, dar este de două, am spus, și puteți, domnul profesor. Nu credeam că toate trei. Da, și eu credeam la fel. Bine, haideți că să vedem. Trei perechi de numere naturale. Da, trei perechi de numere naturale. Da. O pereche, două perechi, trei perechi. Corect. O pereche, trei perechi. De numere naturale, care au ele, fiecare pereche, înțeleg. Exact. Da? Da, multiplu 12. Cu alte cuvinte, deci, așa, da. Așa, corect. Așa, așa, așa. Hai, cine știe? Trei variante, adică. Trei variante de numere. Că să avem pe multiplu 12. Cel mai mic multiplu comun al lor e 12. Deci asta înseamnă că, a, ok, deci... 4 și 3 există? Da. 4 și 3 au pe multiplu 12. 4 și 3, da, prima e 12. Da, corect. Deci eu primim exemplu 4, 3, care au multiplu... 12. Multiplul lor este 12. Ăla e 2 la 2, ăla e 3 și 3 se iau împreună. O altă pereche. 6 cu 2 nu cred. 6 cu? 2 nu cred. Nu. De ce? Pentru că 6 e 2 ori 3. Deci, între 6 și 2, care ar fi multiplul, Daria? Între 6 și 2. Multiplul cel mai mic multiplu, care? Cel mai mic. 2. Nu, nu divizorul. Divizorul. Ah, doamne. Ok. Da. Eu luăm 6. 6, că eu se împarte și la 6 și la 2. 12 și 1? 12 și 1 este bine, 12 și 1. Adică este prea... Nu, 1, nu. 4 și 6? 4 și 6... Da. 4 și 6 o fi? 4 și 3 o fost, dar 4 și 6 o merge? 6 3 o fi. Nu. De ce? Când 12 se împarte și la 4 și la 6, așa te rezidine Daria. Nu vă gândiți repede să descompuneți, să faceți rost de ce. Te gândești, bă, ăsta e deștept? Este el capabil să se împarte și la 1 și la celălaltul? Deci 12 se împarte și la 4 și la 6, răspuns corect, da. Deci multiplul lui 4 și 6 și încă o pereche mai trebuie. Egal 12. Și încă o pereche. Zi. 6 și 6. 6 și 6. Iar nu am voie să... No, no, iar nu mai doresc. Multiplul între 6 și 6 e 6. E 6. A, da. A. Deci ați zis bine. 3, 4, 4, 6, corect. 6 și 8? Nu, 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 nu merge. Nu merge. 6 și 8 nu se împarte 12 la 8. Da. Nu. Și 12 și 4. 12 și 4. 4. Da? Se împarte. 12 și 4. Deci 12, 4 și 12. Sau 12 și 4. Au multiplu pe 12. Și ați mai găsi una? Repede. Da, 12 și 3, poate 12 și 3? Corect. Să spun 4 și... 12 și 3, ca să vedem 12 și 3. Deci 3 și 12 au multiplu 12. Și tot așa, și tot mai sunt. Și tot mai sunt. Că dacă îl luăm pe 12 și spun, îl luăm toți divizorii lui. Și 2 și 12. Acum să ai 8 și 24. Acum multiplu să fie 24. Tot trei perechi să dăm. Da. Trei variante, motivul comun să fie 24. Așa a fost, da? Acum da. 24. 4 și 6. Bine. 4 și 6, uite, am dat acolo la 12. 12. 24. Stați. 12. Să pun. Sie, da. 12 și? 12 și...
6. Păi... 12 și 6 are bine 12. Ok? Poți să pun 24 și ăsta... Nu, 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 nu eram. 24 și 4. Merge? 24 și 4. Da, 24 și 4. 24 se împarte și... 24 la el, 24 și 3, 24 și 3, dai un. Toți divizorii de 24. Asta sunt variante. Dar hai să nu luăm pe 24, să căutăm variante. 46 nu-i bun. 46 nu. A, să nu luăm pe 24, a zis. Să nu luăm pe 24. Să nu luăm pe 24. Nu pe el însuși. Să vedem cine este. Păcat, știți. Nu, nu-i păcat, să vedem. O să pun pe 8. 3 și 8. Dar nu-mi spune tu. 3 și 8. Da, 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 38, că sunt parte. Sigur că da. 3, 3 și 8 și 2 la 3. Așa. Alte două numere. 6 și 8. 6 și 8. Ia să vedem, se parte 24 la 8. Da. Da, 6 și 8 merge. Merge. Și, 20, și la 6, da? 6. Și 8. Au pe 24. Și încă o pereche. Ia să mai vedem. 9 și 8. Dar 24 nu se împarte. 9? Nu. 8 e 12 și 8? Ai 12 și 8. 12 și 8 ori în mediu? Dar 12 și 8. Adică 24 se împarte la 12? Da. Se împarte și la 8? Da, da. 8 ori 12. De ce 8 ori 12? Dar nu facem produsul lor. Nu fac produsul. Că nu e cea mai mic multiplu. Vezi, tu te duci la tehnica aceea de afară numitorului comun la fracții, când ne mucești pe ele două. Nu, cu uite, 6 ori 8 acolo e 24. E cel mai mic, nu e rău. Și îl fixează autor. 24 să fie. 6 ori 24. Păi tocmai. 48. Păi vezi? E alt multiplu. Și atunci am zis 12 și... Cât am zis? 8. 12 și 8 doar ori 12 și 8. 12 și 8. Pentru că 24 se împarte la 12 și se împarte și la 8, da? Bun, acum să-l aibă pe 100, domn profesor. Deci să-l aibă pe 100. Deci, pe bune... A, da. 102. Da. Deci... 102. Cum 102? Nu. Merge 102? Da, mă, da. 2 ori 100? Deci... 102 există? 102? Merge, dar fără 100 am zis. Asta, domn profesor, a zis fără 100. Da, de ce? Păi, pentru că. Pentru că. Da. 54. Poate 54. Da. 52. Ia zi, 54. 54, zic. 100 se împarte la 50. Se împarte și la 4. 54 oricât de 50 sau un multipl, adică 50 ori 2 dar direct 100 și nu cred că există un multipl de 4 care îți dea 50. 2 ori 50. Deci 2 și 50, da? Deci da. Cât? Hai să spunem deci mai... 4 și 50. 4 și 50. E bine? Că 100 se la 4 la 50. Da. Altă variantă. 2 și 50. 2 și 50. Nu merge și 6 și 50. La 2 și 50. Da, da, 50 și 2 ori 25. Păi asta zic. Și nu merge. Acolo la 2 și 50 nu merge. Da, 4 ori 25. 2 ori 25 face 50. 50 e multiplul 3 ăsta. Nu, nu e 50. 4 și 50 merge. Și ăla la a doua, și ăla e 2 ori 5 la a doua. Orice, și exact. Și merge, ăla și merge, dar al doilea nu mai merge. În general nu merge. Da, ai pe 2 înglobat aici. Adică 50 se împarte la 2. E drept că și 100 e bun. Dar nu e cel mai mic multiplu 100. Este un multiplu mai mare decât 50. Că cel mai mic între 2 și 50 este 50. Da. 56 merge. 56, ia să vedem. Ia să vedem. 52 ori 5 la a doua. Da. 6 2 ori 3. Altfel. Și 2 ori 3 ori 5 la a doua. Nu merge. Nu merge la 6. Nu merge, e vorba. Gândiți-vă la cel mai mic. Un tip, totuși, cum facem? Nu, 2 și 50 trebuie să ne facem de râs. Da, 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 e vorba. 8 și 50. Păi și nu, poți să pui 100 2 la 3, și... Ori 5 la 2, e prea mare. 140 merge? 100. A, nu, nu, au zis că fără 100, domn profesor, și nu și 40. Dar e mai greu. Găsim. Hai să descompunem pe 100 ca să-ți dai seama. Unde? 100 25 2 la 2. 2 la 2 ori 5 la 2, da?
25 și 4, domn profesor, merge? Da. 25. Că e 5 la a doua și 4 e 2 la a doua și îi luăm pe toți. Da. 5 la a doua și 2 la a doua și iată, îi luăm pe toți. Și are profesorul cel mai mic. Mai trebuie 25 și 2. Cât? Cum să punem? 25 și 2. 25 și 2, 5 la a doua ori 2. Ar fi și 50 primul. Poți să pun 25 și 6. 25 și? Nu, nu merge. Nu, merge, că 5 la 2 ori 2 ori 3. Merge, nu merge. Și 6. Ia să mai vedem dacă mai merge. 5 și? 10 și 4. 5 ori cât fac? 10 și 4 nu merge? Nu, nu merge, doamne. Deci mă gândesc. 4, 10. 10 și 10. Și eu vreau să zic pe așa. 25 nu merge? Nu merge. Da. 20 cu 5, 20 e multiplu. Da? 5 și 10. Ar merge 20 și... 29. 20, 20 nu mai pot. Da. Nu mai găsim altă variantă. Haideți să punem 10, 104. Cât? 104. Eu nu găsesc, chiar nu deci, găsesc. Deci, în clipa asta, 25, 2 la 2, 5 la 2, am luat pe ei, da. 2. Am luat un 50 care a însemnat 5 la 2 ori 2 de aici și am rămas, am luat, deci, 4. 4. Și cum ne-a rămas nou acolo 50? Eu spun, spuneți... Ia taci un pic, Daria. 103. Deci, cum ne-a rămas nou 50? Deci, e între 4 și 50, cât este 2 la 2. Păi 2 la 2 și ăla e 2 ori 5. Nu, 2 ori 5 și la 2. Da. Și dintre ce comună, 2 la 2 și 5 la 2. 4 ori 25, 100. Merge. Am luat bine. 25 și 4 am luat bine. Da. Și acum cum să mai luăm? 102. Deci tot așa, vedeți? Tot așa trebuie să luăm. Deci nu avem un control, trebuie să luăm 100, zici tu, nu? Luăm 100, n-avem. Doamne, nu știu dacă ați observat. 100 și? 100 și oricare divizor am luat. 102, 104, 100... Și egal 100. Da, și egal. Bun. Pentru 140. Pentru a avea 140, da? Vă faceți da. Rog, și 120 și 75 faci doar casă, dar 140 mai facem. 70 ori 2 nu merge. Îl descompunem. Facem descompunerea. Deci, 140 egal cu 2 ori 5 odată. Da. 14 7. Mai bine 2. 2 la 2 ori 7. Da. Și acum haideți să-i luăm. 40. 4 și 35. Ia uitați-vă. 4 și 35. Ia uitați-vă. 4 și 35. Ia uitați-vă. 4 și 35. Și 35. Apoi. Altă combinație de acolo. Păi, 27. 27, corect. Vedeți ce dacă ați descompus numărul, faceți? Și 7. Ia zici și Daria una. 7 ori 4, 28 și 5. Deci combine de acolo, Daria. Păi, da, mai repede, aș vrea mai rapid. Ai zis deja. Și 28 și 5. 28 și 5. Am le-am făcut două. Și 5. Deci fac 140 și respectiv 140. Scrieți-mi pe 4 acolo și eu după ce aștept. Aflați cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun al numerelor. 480. Astea sunt ușoare, hai. Știi de-aia să faci? Deci, 480. Pentru 480. 80, știi de-aia, cel mai mare divizor comun. Da, și la următorul exercițiu? Da, mai exercițiu 4. Da, cel mai mare divizor comun. Al numerelor, deci aflați cel mai mare divizor și cel mai mic multiplu al numerelor. A, 480 și 360. Da, 480 și 360. Și 360. Și cine este cel mai mare divizor comun al 480 360 egal cu cine? Și multiplul lor al 480 și cu 360 egal cu cine? Deci 460 și cel mai mare. Păi 480 putem scrie ca 2 la 5 ori 3 ori 5. Deci 480. 2 la 5, a? 2 la 5. Dar 2 la 5 cât e? 2 la 5 ori. 2 la 5 cât zice? 5. 2 la 5. 2 la 5 cât? 2 la 4 cât era? 2 la 4 16. 2 la 5 e 32. 32.
Și ai zis 32 ori? 5 ori 3. 32 ori 15? Da. Nu știu, am trebuit. Așa te da? Da, l-ai descoperit, 48? Hai să vedem, 48, hai să facem 48. 2 ori 5 o dată. Și 48 e 3 ori cât? Da, domnule, tău, făcut bine. Da? 3 ori cât este? 2 ori 16. 3 ori 2 la 4. De 240 jos. Da, e bine. 2 ori 5, 2 la 5, ori 3. Ori 2 la 4, adică 2 la 5. 2 la 5, da, auziți bine. Așa. Iar 360. Zici cât are la 360. Pentru 0 ăla din coadă e 2 ori 5. Așa. Și 36. Dar a zis tu, am zis. Păi în cele, trebuie să fac calculul. Păi, așa, 2 ori 5 este așa. Nu, nu, deci e 2 la a 3-a, ori 5, ori 3 la 2-a. Dar uite așa, pentru 0 ăla din coadă zici 2 ori 5. Profesor, am făcut. Și pentru 36, zici 6 la 2-a. 6 la a doua, înseamnă 2 ori 3, la a doua, fiecare la a doua. Și ia uite cum, acum îi cuplezi repede, că asta rapid, varianta rapidă. Și 2 la a treia, și face 2 la a treia, ori 3 la a doua. Așa faci, mama, trebuie să descompui pe da, mami, da, dar uite, copilule, ascultă-mă un pic. Eu vreau, uite cum zice domnul profesor, îl învață pe Mario, varianta rapidă și varianta muncitorească. Eu acum te-am dus pe varianta rapidă. Ai înțeles cum să judeci repede, la fără să stai altceva? Haideți să se vadă, să se convingă și ea. Uite, Daria, 360, punem bară. Și pentru 0 ăsta... Și prin 2. 2. Și prin 2 și o să dea 180. Și apoi din nou prin 2 și o să dea 90. Și apoi din nou prin 2 și o să dea 45. Și apoi prin 3 și apoi prin 3 și o să dea 15. Și apoi prin 3 și o să dea 5. Și apoi prin 5. Nu, și o să dea 3. Și apoi din nou prin 3. Și atunci o să dea 3. Asta e varianta muncitorească. Da, da. Și dacă dați voi, domn profesor, copilul meu, nu înțelege. Uitați, 360. Pe varianta rapidă, cum am zis noi, 2 ori 5. Și am terminat cu ăsta. Și a rămas 36. Și acum 2, 8, să știi cum așa, dar le-ai făcut? Da, și-am făcut. 2, 9, 3, 3. Și-am făcut mai puțin calcule ca acolo. Da, vezi? Păi merge mai repede, 2 ori 5. Am zis bine, nu? Da, da, și cu foarte bine. E corect. Da? Manuel, lipsi sunt 36. Ce? 36, de la 360. Păi de 36 la 2, 18, la 2, 9, la 3, 3, la 3, 1. Sau cu cine am făcut bine? Noi ne-am zis 36. A, 2 aici. Așa. Așa și unde n-am vorbit? Aici. Da? Asta este o variantă care l-am mușcat repede pe 10. Și el merge mai rapid, asta vreau să zic. Eu insist acum la varianta cea și mai rapidă. Și mai rapidă. 360. Acum rapidul. E calcul. 2 ori 5 pentru 10. Iar 36 care mi-au rămas. Înseamnă 6 la a doua. Ori 6 la a doua. 6 acela zic 2 ori 3. Tot, și tot 2 la 2. Și asta înseamnă 2 la 2, ori 2 de aici face 2 la 3. Da, eu așa îmi știu. Ori 3 la 2. Așa, da. Ori 5. Deci ce ceva am spus acum este, scrie, așa e corect ce-i făcut. Personalul, da, acceleratul și rapidul. Da, da, personal. Da? Dar e perfect, așa. Dar căutăm în timpul lucrurilor să găsim ideile cele mai rapide ca să putem face descompunerea în timp scurt. Scurt. Da, în timpul cel mai scurt. Deci, la 360 ați găsit. Da. 2 la 3, ori 3 la 2, ori 5. Bun. Și acum, cel mai mare divizor. Păi cel mai mare divizor. Le punem unele sub altele. Acolo sunt aici. Da. Și cel mai mare. Ia tu, cel mai mare divizor. Alor. 120. Nu așa, mama, zi. Uite acolo, pic descompunere. Uite-le, la domn profesor Puiu. Deci, dintre cele două, avem 2 la 3 și 2 la 5. La divizor ce e? La divizor cu bun, cel mai mare. Ce loc dintre cei cu, numai comuni, numai comuni. Divizor comun, deci da, numai dintre cei comuni, comun, ei pe la puterea cea mai? Cât e cea mai mică. Deci 2 la 3, ori 5, deci 2 la 3, ori 5. Ori 3 la câte lei? 3, da? 3. Antine, da? Ori 3. Și egal cu? Faci 8 ori 15. Și ai spus că face 120. Bun. Deci cel mai mare divizor, cum se răspunde aici, este egal cu 100. Nu e acolo.
120. Acum să vedem și multiplu. Multiplu, zi tu, Davide. La multiplu cu la 5. Care regulă vreau? Deci, cel mai mare număr comun la cea mai mare putere. Cel mai mic multiplu este... Dar nu, la cel mai mare, nu luăm și cel și cine comun și... Ba da, luăm pe cei comuni la cea mai mare putere și pe cei necomuni. Corect. Deci, din cei comuni luăm deci, cu puterea cea mai mare. Puterea cea mai mare. Zic și luăm și pe toți. 2 la 5, ori 5 ori 3, adică 480. Ori 5 ori? 3. Ori 3 la a doua. Ori 3 la a doua. Da, bine. Cât e 3 la a doua și 3 la a doua? Elții. Da? De 3 la a doua și 3 la a doua, loc e 3 la a doua. Deci, și cu atenții, da? Viteza e bună, dar și atenții, da? Deci, să nu greșești, e păcat. Dintre cei comuni, cu puterea cea mai mare. Mare. Și toți cei necomuni. Corect. Și toți cele mai. Spunem și regulile de fiecare dată, că numai așa învățăm. Face cât în final? 5 ori 9, 45, 45 ori 32, ia vezi. Acum a zis, vede. 45 ori 32. 45 ori 32. E 1440. 1440. Bravo, Davide, bravo, Dalia. Dalia, prieteni, vorbești. Așa. Îmi faci mână? 5, de la pagina 36. Păi, dar numai din astea are, trebuie să mă muncească și acasă. Cât e mărți? Sunt multe, Daria. Până la e. 5 la 36. Da, sunt și ele, băi, 5. Zicem. Aflați cel mai mare dividor comun și cel mai mic multiplu comun al numerelor. Acum cel mai dă cu numere ușoare, dă mai grele. Deci cel mai mare divizor comun. Dar scrieți în paranteze, domnul profesor. Da, da. Faceți greu paranteze. Dar sunt câte 3, să știți. 3. Da. Dacă noi subînțelegem... Haideți să punem câte 3, 5. Deci, cel mai mare divizor al lui 224, 168 și 392. 392. Nu, păi să țin din partea era cu 0. Da. Acum e fără 0, David. Și multiplul lor, nu? Și multiplul lor, da. Acum. Începem și zicem regula frumos, Daria, știi? O zicem. Da. Îl descompunem pe 224. Hai, vorbește tu, Daria, că e tema ta. Tu unul, el unul. Hai, zi. Deci 224. Zi, Daria. Îl descompunem. Păi, deci obicei nu-l postez, domnul profesor. Dar nu înțeleg, de ce te-ai ridicat? Ca să fac frumos. Da. Și pe partea asta. Așa. Deci al 224, domnul profesor. Daria. 224 este mulțumesc. Egal cu 2 la 5 ori 7. Dar uite cum vrea domnul profesor, te aștepta, de aia te aștepta. Da, prin 2... Ce așa făcut? Păi zici și tu, așa, zici ca prin 9 profesor. Prin 2, 56. Da. Prin 9 prin 2, 28. Da. Din 9 prin 2, 14. Din 9 prin 2, 7. Apoi prin 7 și apoi 1. Și apoi 1, da? Următorul număr care era ca și atunci o să spun, 224 este egal cu 2 la câta? La 5. 2 la 5 ori 7. Ori 7. Da, domnul profesor, am... Așa. 168. Zi, Davide, tu. Sunt la 2. Da. 16 la 2 va veni 4. 4, 42. Deci 2 în 16? Între de 6. 6 ori. 8. 8 ori. 8 ori. 82, 84, da, cu 2, 42, da, cu 2, 21, da, cu 3, 7, cu 7, 1, nimic. Și 168 este egal cu 2 la 3, ori 3, ori 7. 168 egal cu 2 la 3, ori 3, ori 7. Ori 3, ori 7. 168, da? Și acum să vedem și pe cine. Pe 392. 392 prin 2, 196. Prin 2, 98. Deci 392. Prin 2, 196. Da. Prin 2, 98. Da. Prin 2, 49. Da. Apoi prin 7. Prin 7. Și apoi de 7 și din nou prin 7 și de 1. Deci 392 este egal cu 2 la 3, ori 7 la 2. Ori 7 la a 2. Și am să pun așa paranteză dreaptă, să subînțelege că e multiplu celor 3. Celor 3 numere. Cel mai mic multiplu. Cel mai mic multiplu. Cel mai mic. Este multiplu. Vrea multiplu, ama. Nu vrea multiplu. Da, tot sunt paranteză. Da, păi cel mai mic număr vrea să se împartă la cele 3. Bine. Și la care luăm? Nu, de care regula vreau să știu. 2 la 5 ori 7 la 2 ori 3.
Dintre cei comuni, luăm pe cel la puterea. Cea mai mare. Deci 2 la 5. 2 la 5 ori 7 la 2. Da. Ori 3. Ori 3, corect. Și tu, Daria, la cel mai mare divizor? Mă aștept. Îi luăm doar pe cei, asta vreau zic, teoria. Îi luăm doar pe cei. Îi luăm doar pe cei comuni și la puterea cea mai mică. Și cu știu. Eu știu, dar vreau să sunt deținit să vorbească așa și să zică. Ori? De la 3 ori? Mai sunt comuni, Daria? De la 3 ori 7. 7 la A? 7 la 1 la 1. 7 la 1 la 2. Corect. Nu pe 7 la 2, ci 7 la 1. E Daria deodată, zici 2 la 3 ori 7. Că eu să mă convin că ai înțeles. Și că facem calculele să le lăsăm așa. Cred că trebuie calcul sau poate că nu știu. Nu mai este uite pe acolo ce a făcut. Trebuia să-l scriu unde sub atrec, cum am scris eu. Eu scris așa. Da, era important asta să fie, ca să-l ai cuvinte. Domnul profesor, de-aia am scris ce ai scris așa, da. Așa, și acum cel mai mic unde ai scris? A, ai scris acolo și... Nu, eu spuneam că fiecare trebuie scris sub. Uite așa cum a scris domnul profesor. Și după aceea tragi linii și le pui. Și le pui în paranteze. Da? Și tu le pui, le scrii, că nu e așa de greu să le scrii. Da? Acum vine alt exercițiu. Da. Dar e până la 3, deci mai are încă 3. Da? Deci, acestor numere a fost ora 224, 168 și 392. Acum exercițiu 7 de la 36, lasă Daria spațiu, da? A. Determinați cel mai mic număr natural N, care împărțit pe rând la... N. Natural. Da, N egal cu. N minim. N, da. Egal minim. Minim. Și N egal cu. N 6 egal. Ori în cât 1 plus 3. Așa. N egal cu 8 ori cât 2 plus 8 5. Cât ce, ce 1 aici. Și ce 2 plus 5. 5. Și N egal cu 11 ori cât 3. Plus 9. N egal cu ce acolo? Deci, N egal cu... N egal cu 6, oricât 1. Nu, sus. N egal cu... Minim să fie. Minim. Cel mai mic. Numai un pic, Davide. Dar un pic. N egal cu 11 oricât 3. Știu că știi. Deci, 6 ori ce plus 3. N egal cu 8 ori ce plus 3. Oricât 3. Ce 3? Plus 8. Deci determinați cel mai mic număr N natural, care împărțit pe rând la numerele 6, 8 și 11, dă resturile 3, 5, 8. Așa, dă resturile 3, 5 și 8. Avem A și B, așa că unul să facă A și unul să facă B. Așa. Fii că tu te anunți, hai să vedem, Dare, ce propune el aici. Voi aduna peste tot 3. Deci aici adun 3, aici aduci din nou 3 și aici tot 3. Este sesizat acest lucru, dar nu a făcut și el, da? Deci plus 3, plus 3 și plus 3. Și atunci devine primul. N plus 3 egal cu 6 ori C1 plus 6. Adică 6 pe lângă C1 plus 1. Știi de ce? Am dat și factor comun. Și acum, N plus 3 egal cu 8 pe lângă C2 plus 1. Da. N plus 3 egal cu 11 pe lângă C3 plus 1. Așa. Acum scriem că 3N plus 9 este egal cu și le adunăm. N plus 3? Cum 3N plus 9? Nu le adunăm. Ce facem? Observăm că N plus 3 de fiecare dată e egal cu 6 ori ceva, tot același număr N plus 3 e 8 ori ceva. Deci compunem pe 6, pe 8 și asta pe 8.